Fie binecuvântat numele Domnului! Frați și surori, continuăm să cercetăm Scripturile în această seară, pildele stăruințelor. Vom studia pilda oii pierdute, pilda prietenului de la miezul nopții, pilda banului pierdut și pilda judecătorului nedrept. Toate pilde în care stăruința este prezentă. Și vom vedea că în lumea spirituală și în egală măsură în cea materială, principiul repetării unei acțiuni, principiul insistenței, este purtător de succese. Domnul Iisus Hristos spunea, la modul general, Matei capitolul 7, versetul 7 și 8, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Căci orice cine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Mi se spune că în final se obține. De câte ori trebuie bătut, cât trebuie căutat, asta nu spune. Pentru că diferă situațiile de la caz la caz. Să luăm pe rând cele patru pilde amintite și să ne cercetăm pentru viața noastră spirituală atunci când ne rugăm sau când e vorba de o lucrare ce ne-a fost încredințată, cât de stăruitori suntem. Pentru că s-ar putea să pierdem anumite valori din ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea sau chiar din ceea ce avem, dacă nu știm să fim mai insistenți. Pilda oii pierdute apare în două pasaje biblice, mai întâi Matei capitolul 18, citim de la versetul 12. Domnul a dat-o ca exemplu pentru a susține atitudinea față de cei micuți. Citim. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una din ele, nu lasă pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. În mod deosebit, trebuie să reținem că păstorii din vremea aceea aveau o muncă nu ușoară. Terenul accidentat, hrana puțină, făcea ca oile să se împraștie în căutarea ei. Și se puteau rătăci sau puteau să rămână izolate pe niște locuri accidentate și să nu mai poată să iasă de acolo. Și pe seara, pe când trebuia să le prezinte stăpânului sau mai multora, era și situația cum avem în vremea noastră când merg vacile la ciurdă sau oile la mai mulți din sat și sunt păzite împreună. Cealaltă situație în care este prezentată, sau poate a fost tot aceeași, nu asta contează, dar este scrisă și în Evanghelia după Luca, capitolul 15, oricum, aici apare cel puțin în text într-o altă imagine. Citim de la versetul 4 la 6 și vom vedea că este aceeași idee în enunțul pildei, cu mențiunea, versetul 6, când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine că și mi-am găsit oaia care era pierdută. Deci la bucuria lui participă și alții. Din această pildă vreau să înțelegem două adevăruri. Fie că e vorba de căutarea unor micuți, care pot să fie copilașii sau cei de curând veniți la Domnul, fie că e vorba, în general, despre păcătoși, oameni care sunt pierduți, care nu sunt mântuiți. Primul adevăr, fiecare om are valoare înaintea lui Dumnezeu. Și așa ar trebui să-i privim și noi pe toți oamenii. Drept urmare, efortul de recuperare a păcătoșilor, care sunt mai depres decât oile, prin căutare și a copiilor prin educare, trebuie să fie o preocupare intensă
Oricui vrea să facă ceva pentru Domnul. Dacă Dumnezeu este interesat de fiecare, și fie un copil de un an, fie un păcătos notoriu, toți sunt ființe create după chipul și asemănarea Lui, ar trebui să gândim și noi la fel ca El, că de fapt asta a vrut Domnul Iisus să îi învețe, să nu fie indiferenți, pentru că mentalitatea evreului, în mod deosebit din vremea aceea și în mod general din totdeauna, a fost că Dumnezeu are anumiți favoriți și noi avem și noi favoriții noștri și pe alții putem ține la distanță, încadrându-i într-o altă categorie inferioară sau de disprețuit, care nu prezintă interes pentru a fi recuperați. Iată versetele care dovedesc cele afirmate, Matei 18 cu 11, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Versetul 14, tot așa nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Deci, ideea este susținută foarte clar de cuvintele Mântuitorului. Citim și un alt text, Iacov capitolul 5, și vom vedea că acest frate al Domnului a înțeles foarte bine și fiind unul din stâlpii bisericii din Ierusalim, îi învață pe frați cum să se comporte cu cei care sunt pierduți. Iacov 5, versetele 19 și 20. Fraților, dacă s-a rădăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Deci o căutare se poate solda cu un mare câștig. Să mântuiască un suflet. Să fie rezolvată o sumedenie de păcate. O a doua idee care se desprinde de aici, salvarea celor pierduți este o bucurie pentru cer, pentru Dumnezeu, pentru Domnul Iisus, pentru îngeri și va fi și pentru cei de pe pământ dacă înțeleg valoarea sufletelor ce pot fi mântuite. Dacă privim spre un om la un moment dat, ni se pare că n-are valoare. E păcătos. Dacă e mai și murdar, ni se pare că este infect cu totul. Da, dar să ne gândim că Dumnezeu poate să-i curățească interiorul. După convertire poți să-l vezi un om îmbrăcat normal ca pe acel îndrăcit din Gadara și dintr-o dată să pară chiar în ochii noștri fizici că are valoare. Dumnezeu vede valoarea de perspectivă. Să citim din Luca 15 cuvintele Domnului care s-a justificat atitudinea sa binevoitoare față de păcătoși, spunând nu doar că se ocupă de ei, dar că o face cu bucurie. Citim de la versetul 5, revenind în parte la cuvintele pildei, după ce a găsit-o, pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine că și mi-am găsit oaia care a pierdut. Și vrea Domnul să spună, dacă o oaie, dacă e găsită, e o bucurie pentru mai mulți. Versetul următor, tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Aici nu cumva să înțelegem greșit că bucuria pentru un pierdut odată cu câștigarea lui e o mai mare bucurie pentru Dumnezeu decât alți 99 de sfinți. Să nu uităm că cei care credeau că nu sunt pierduți, de fapt nu erau mântuiți. Pentru 99 care ei cred că n-au nevoie de pocăință. Nu se putea bucura Domnul de ceilalți, i-au zădărnicit planul, nu s-au botezat, chiar dacă voiau să o facă, era doar formal. Deci Domnul se bucură de păcătos atunci când îl primește și cu siguranță bucuria aceasta rămâne. Știți că evreii la început n-au vrut să predice neamurilor, dar la un moment dat Dumnezeu a înțeles că le-a făcut să înțeleagă că s-a deschis ușa și pentru neamuri și s-au bucurat. Să vă citesc doar din Fapte 15, versetul 4, după ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate,
și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. În sfârșit, evreii se bucurau că a mântuit Dumnezeu și dintre neamuri. Ajunseseră să înțeleagă acest principiu. Să trecem la următoarea pildă. Pilda prietenului de la miezul nopții. Evanghelia după Luca, capitolul 11. Odată cu învățarea unei rugăciuni, în versetele anterioare, Domnul învață pe ucenici rugăciunea Tatăl nostru, el i-a învățat și principiul stăruinței în rugăciune. Rețineți, odată cu rugăciunea, Domnul i-a învățat și principiul stăruinței în rugăciune. Printr-o pildă în care un om primește un musafir pentru care nu are pâine să-i dea să mănânce. Și în mod deosebit, în vremea aceea, la evrei, a nu servi un musafir era considerat foarte josnic, inadmisibil. De aceea, cel fără pâine, gazda, s-a dus să ceară, numai că era o oră nepotrivită și dat fiind felul în care locuiau evrei, nu erau cu atâtea camere cât la noi, era o locuință cu o unică cameră, unde noaptea uneori se închideau și animalele și oamenii urcau sus, era, înțelegem noi, cum ar fi un pat care se rabata pe perete și acolo dormeau părinții împreună cu copiii, cam cum se spune în Moldova, pe cuptior, așa că să înțelegem și noi românii, și a se scula acel om să-i dea pâini, însemna să deranjeze pe toți. Să aprindă lumina, se deranjau animalele. Era un deranj pentru toată casa. De aceea spune, copiii sunt cu mine în pat, am adormit toți, acum să mă scol. Și Domnul folosește această pildă, care este una de contrast. Cu siguranță nu-L vom găsi pe Dumnezeu dormind, cu îngerii, se spune, nu mă deranjați acum că trebuie să-i scol pe toți îngerii să vă rezolv problema. Dar Domnul vrea să spună că și în asemenea situații stăruința are succes. Haideți să învățăm și de aici câteva adevăruri. Primul dintre ele, o cerere inoportună în vederea rezolvării unei nevoi a fost rezolvată și de un om care în raport cu Dumnezeu este rău, dar de Tatăl Ceresc, pentru copiii săi, de Tatăl care este singurul bun, cu adevărat. Pentru că asta spune Domnul aici, citim în Luca 11, de la versetul 13. Deci dacă voi, care sunteți răi, pentru că nu din bunăvoința acel om a zis, nu mă mai deranja acum, sau chiar ca părinte, știți să dați darul bunii copiilor voștri, cu cât mai mult. Deci diferența este enormă. Tatăl vostru cel din cer va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Sau orice altceva, cum spune Roman, împreună cu Fiul Său ne va da toate lucrurile. Numai să ne adresăm într-un mod corespunzător celui ce este cu adevărat bun. Citim și din Iacov, capitolul 1, pentru a ști că lucrurile bune vin de la unul care e bun, de la Dumnezeu. Și dacă, repet, oamenii care nu sunt așa buni sau chiar răi, tot ne servesc uneori, dar Dumnezeu. Iacov 1 cu 17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Deci ce-i bun ne vine de la cel bun. Numele Lui să fie slăvit. Ba mai mult, scrie în Psalmul 59 cu 17 că Dumnezeu e prea bun. Așa că noi nu ne apropiem de ușa casei unuia care nu știm în ce toan îl găsim, dacă ne va fi sau nu binevoitor. Noi ne apropiem întotdeauna de un Tată bun, chiar prea bun, slăvit să fie în veci. Un al doilea adevăr care se desprinde de aici, apelurile stăruitoare asigură reușita unei acțiuni necesare, chiar în condiții mai puțin obișnuite. V-am spus situația cum era atunci.
Dar chiar și atunci, stăruința a avut succes. Să ne amintim și de alte situații din Biblie în care oamenii au stăruit. Amintiți-vă de Ilie. Spune Scriptura, s-a rugat cu stăruință. Cât s-a rugat ca să nu dea cerul ploaie, nu știm. Știm doar cât s-a rugat ca să plouă. Știm în Iacov capitolul 5 despre el, de la versetul 17. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, adică avea și el tendința să se oprească în rugăciuni. Îi treceau și lui gânduri prin cap cum ne pot trece nouă. Era om. Și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie. Și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou. Da, aici scrie atât, s-a rugat din nou. Și cerul a dat ploaie, dar noi știm. Ce însemna s-a rugat din nou? S-a rugat de 7 ori. Până când Dumnezeu a dat ploaie. Și vă rog, rețineți în situația aceea. S-a rugat odată, și-a trimis slujitorul, s-a mai rugat. Rezultă că Ilie a tras nădejde că vine ploaie după prima rugăciune. Că altfel nu-l trimitea doar așa la plimbare pe slujitor, nu? A tras nădejde că vine ploaie după a doua rugăciune. Și de aceea l-a trimis. Și tot așa până la a 7. Și dacă nu venea ploaie la rugăciunea a 7, nu se mai ruga, nu? Un număr prea frumos ca să-l știrbesc, să rămân un palmares, m-am rugat de 7 ori, n-a plouat, n-am ce face. Nu, s-a rugat până când a venit ploaia. Ucenicul său Elisei a învățat foarte bine acest principiu. Știți că atunci când Ilie urma să fie răpit la cer, îi spune în mod repetat la Elisei, rămâi aici, viu-i Domnul, viu-i sufletul tău, nu te las. Acum, practic, ce am învățat de la tine. Și nu s-a lăsat. Drept dovadă că și mai târziu, când a trebuit să se roage pentru învierea fiului femeii din Sunem, 2 Împărați, capitolul 4, nu s-a lăsat. Gehazi s-a dus, s-a pus toiagul, a zis, nu zi scoală. Ce a învățat Elisei de la Ilie, Gehazi n-a învățat de la Elisei. Nu-i de mirare că nici n-a mai rămas în locul lui Elisei. Elisei era bătrân, amintiți-vă episodul acela când s-a dus împăratul să-l viziteze. Și ce trage săgeți? A tras de 2-3 ori și s-a oprit, s-a mâniat omul Dumnezeu, atâta numai. Trebuie să tragi de 5-6 ori, n-ai învățat. Ce ai fi bătut mai mult? Eu cred că victorile de mai târziu aveau de-a face nu doar cu numărul de săgeți de atunci, ci numărul de săgeți de atunci dovedea capacitatea de stăruință a împăratului. Nici pe front nu era mai insistent decât a fost atunci cu săgețile. De aceea să învățăm să stăruim, să ne amintim de Daniel. S-a rugat 21 de zile până când a venit un răspuns. Cu siguranță că pentru întoarcerea evreilor în țară, rugăciune ca cea din Daniel 9, a făcut el multe, că doar se ruga de 3 ori pe zi. Poate nici nu le-a numărat. Să te tot rogi, și acum, și la anul, și iar să te rogi. Da, să ne amintim de Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, care a venit și a spus, rugăciunile tale au fost ascultate. De când credeți că s-a rugat ca să dea Dumnezeu un copil? De la tinerețe, când a văzut că n-au. Și situații sunt multe de genul acesta. Rețineți, și în plan negativ stăruința are succes. Cum a fost înfrânt Samson de mireasa lui și mai târziu de Dalila? Prin principiul stăruinței. A stăruit de el în toate zilele. Și-ar fi făcut-o până la succes. Cum a procedat Dalila? Nu s-a lăsat de capul lui, rețineți. În lumea spirituală se știe acest principiu. Toți cei peste care este Duhul Dumnezeu stăruiesc până la rezolvare. Dar și care sunt influențați de diavolul, nu se lasă. Fost situații de băieți sau fete sau chiar oameni căsătoriți pe care i-a tras cineva în cursă. A insistat, a repetat, îmi spunea odată o fată, frate, dar m-a sunat de 30 de ori. Și m-am înduplecat. Am citit undeva despre un băiat că voia neapărat să se căsătorească cu o fată. Eu știu situația în care cineva
A pețit 5 ani o fată, era anul al doilea, anul al treilea, spunea, nu se mărită, că el nu se mărită, spunea, nu s-a măritat. Da, ăsta de care vă spun, i-a scris fetei 700 de scrisori. Și la urmă fata s-a măritat cu poștașul. Pentru că tot venind, a fost mai la îndemână omul decât scrisoare. Principiul stăruinței. Mi-am amintit o vedenie care a fost pentru unul din frații de aici, cu poate 10 ani în urmă. Avea în față un drum care era o barieră transversală. Și cei de dincolo care voiau să-l ducă undeva, au venit repede, aveau chei, să demonteze bariera. Cei de dincoace, când au văzut-o demontată, au venit și au pus-o la loc. Cei de dincolo au venit și au demontat-o iarăși. Și nu știu de câte ori s-a repetat asta, dar se spune că a venit un sol la Domnului, spunea prorocul, am fost de față. Și a zis atât. S-a uitat la cei ce montează, la cei ce demontează și a zis, cine oboseaște, pierde. Și s-a încheiat vedenia. Principiul stăruinței. Un al treilea adevăr, cerințele noastre în rugăciune înaintea Domnului trebuie să fie evaluate și adresate corect, apoi trebuie persistat până la primirea unui răspuns favorabil. Deci să nu cerem așa nebunia noastră, ceea ce ne gândim noi, să ne subordonăm cererii voii lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea Dumnezeu să facă după cum zicem noi. S-ar putea să nu fie bine. Am auzit și situații în care Domnul voia să ducă pe cineva acasă, s-a stăruit și Dumnezeu nu l-a dus. Dar în final s-a dovedit a nu fi bine. Da. Poate, v-am spus în altă împrejurare, cunosc cazul unei surori care avea 7 copii, avea mesaj din partea Domnului și Domnul i-a spus că bărbatul ei va muri, era credincios, implicat, a luat bătaie pentru traficul Bibliei. Era implicat în evanghelizare și s-a pus chezașa și stat înaintea Domnului. Și Domnul i-a spus, ei răspuns, ți-l las, dar îți va fi greu. Nu, Doamne, vreau să am tată la copii. S-a lăsat de pocăință, a fost în biserica unde am crescut, cunosc cazul de aproape. S-a dus, oricum singur i-a crescut. Când am bătrânit și-o pierdut mintea, acum e la ea acasă și îl îngrijește ca pe un copil mic. Chiar că ar fi fost mult mai bine fără el. Dar a stăruit, neapărat, Doamne, vreau să-l las. Deci când stăruim, este bine să ne punem de acord asupra voiei Domnului, să discutăm dacă se poate și cu alții, să ne sfătuim. Scrie aici în Luca, capitolul 11, legat de stăruință. Citesc de la versetul 11. Cine este tatăl acelui dintre voi dacă îi cere fiul să o pâine? E o cerere bună, nu? Să-i dea o piatră, nici vorbă. Sau dacă îi cere un pește, iar o cerere bună. Să-i dea un șarpe în loc de pește. Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie. Citeam că toate acestea seamănă între ele. Adică la evrei se făcea un fel de pâine ce semăna cu o piatră, era un fel de pește ce semăna cu un șarpe și anumite scorpie care se strângea ca un ou, știi? Nu știu dacă e chiar așa, dacă asta a vrut să spună Domnul prin aceste comparații, dar ceea ce este clar este că cerând ceva bun, nu se poate să ne dea ceva rău, dar să cerem ceva bun, amin? Să stăruim în ceea ce este bine, spune 1 Ioan capitolul 5 în privința aceasta, citim de la versetul 14, îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Deci mai întâi se stabilește dacă e corect și apoi se insistă în rugăciune. Insistența, așa cum spunea Pavel, Efeseni 6:18, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Doamne, ajută-ne să fim oamenii care stăruim. Trecem la o altă pildă, pilda banului pierdut. Luca, capitolul 15.
de la versetul 8. Sau este o pildă pereche, pilde oi pierdute, în care o femeie pierduse un leu de argint din 10 și se pare că, din sursele istorice ce le avem, nu neapărat că era mare valoarea acelui bănuț, dar nu mai era coroana întreagă. Lipsea un bănuț din acea legătură care putea să aibă o valoare simbolică mai mare decât valoarea reală, nominală a banului. Aprinde o lumină, mătură casa și caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prieteni și vecinii lui și zice: bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Și din nou spune Domnul, așa vă spun, că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Două idei de aici. Valorile contează până la ultima. Haideți să luăm de data asta, chiar dacă în primul rând e vorba de oameni, dar despre asta am mai amintit, și valorile, virtuțile contează. Dacă, de exemplu, roada Duhului Sfânt are 9, de la dragoste la înfrânarea poftelor, dacă una ne lipsește, că asta numai 9 are, nu 10, căutăm până o găsim? Ne zbatem până vom redeveni blânzi sau până vom ajunge să fim blânzi? Poate ne-am pierdut răbdarea pe drum, ca și evreii în drumul pustiei. Dacă am pierdut-o, trebuie găsită. Pentru că ce lipsește e problemă. Fie că e vorba de un copil din 10, fie că e vorba de o valoare spirituală, toate contează. Nu s-a ținut cont la fiecare rob câți talanți sau câți poli a primit? Ba da, în funcție de ceea ce a primit fiecare, a trebuit să activeze cu ei și apoi în final să dea raport de activitate. Deci să nu fim oameni superficiali care neglijăm, am destule. Cu cele sfinte nu merge ca la școală, ce dacă n-am nota 10, iau 7. Nu. Cu cele sfinte nu merge ca în ceva probleme materiale. Iată femeia asta chiar într-un lucru material. Și-a pierdut liniștea când n-a fost cercul întreg. Dar în cele spirituale, valoarea este cu atât mai mare. Și o a doua idee de aici, căutarea impune anumite operații, iar cel interesat trebuie să plătească prețul întreg. Așa scrie aici în versetul 8, partea finală, caută cu băgare de seamă până când îl găsești. Iată tot principiul stăruinței. Nu mă las. În tinerețe, când am fost născut din nou, m-am luptat să scap de niște vorbe. De înjurat n-am înjurat niciodată, am fost crescut în adunare, dar aveam anumite jargoane așa, ale adolescenții. Și mi-amintesc că timp de 6 luni de zile am încercat să-mi controlez toate vorbele. Bună ziua, bună dimineața, da, adă, fă, am înțeles că dacă îmi dădeam drumul la poezia mea, ea avea și versurile de care eu vroiam să scap. Pentru că trebuie să depui efort până când găsești, până când atingi acel obiectiv. Altfel, ești perdant. Să luăm ca exemplu pe Apostolul Pavel, care se lupta mult ca sfinții să fie desăvârșiți, să nu se piardă nimeni, să citim din 2 Corinteni 11, de la versetul 28. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Deci, iată, orice ban pierdut se făcea să se dea alarma în inima apostolului. Tot de aici citim 12:15. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Să înseamnă efort maxim. Să te cheltui în întregime, să nu ții la viață, ci la obiectivele propuse. Să le scria galatenilor: iarăși trebuie să iau de la capăt cu voi, până va lua Hristos chip în voi, iarăși trebuie
să trecem prin travaliul nașterii din nou. Deci, să nu ne mulțumim și cu mai puțin când lipsește ceva. Că e vorba lui Solomon, ce lipsește nu poate fi pus la număr și într-o zi e paguba noastră. Sau putem chiar fi luați la rost, sau poate chiar pedepsiți. Și am ajuns la ultima pildă, Luca capitolul 18. Pilda judecătorului nedrept. Ce s-a întâmplat atunci? Într-un dosar, un judecător nedrept a fost nu doar neglijent, ci total indiferent față de dreptate. Dar în ultimă instanță a rezolvat corect acel litigiu din pricina stăruinții părții nevinovate, o femeie văduvă. Această pildă constituie o imagine antitetică între acest om fără frică de Dumnezeu și fără rușine de oameni și Dumnezeu cel bun și drept, care tratează cu corectitudine orice ființă creată. Deci e foarte simplu ce a vrut să spună Domnul. Dacă păgânul acesta, care n-avea suflet, până la urmă, datorită insistenței, a rezolvat favorabil cauza acelei femei. Și Domnul spune, să citim textul cu insistența asupra atitudinii lui și a contrastului dintre acest judecător și Domnul, de la versetul 4, multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez, adică nu-l sperea niciun trăsnet, nu-l dera nici mitigul de la poarta tribunalului. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu mai vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate leșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând. Deci Dumnezeu n-a uitat de dosarele noastre, chiar dacă nouă ni se pare, dat fiind faptul că încă n-a venit ziua rezolvării, că e indiferent. Să învățăm de aici trei adevăruri. Stăruința în rugăciune trebuie dusă până la rezolvarea cazului sau până la primirea unei explicații din partea lui Dumnezeu. Și aici aș aduce ca exemplu pe Moise, care s-a rugat să vadă Canaanul și Dumnezeu a spus, de asta nu mai discutăm, sau pe Pavel, care s-a rugat să ia Domnul țepușul și a spus, nu, asta rămâne. Dar în rest, 90% din rugăciunile din Biblie trebuiau doar să fie o stăruință în rugăciune până la rezolvarea situației. Deci nu cele mai multe nu le ascultă Dumnezeu că nu are în plan. Cele mai multe încă nu sunt ascultate pentru că la noi trebuie corectat ceva sau trebuie să insistăm în rugăciune. Să citim câteva texte care scot în evidență aceasta. Coloseni capitolul 4, versetul 2, este un îndemn scurt. Stăruiți în rugăciune. Deci nu spune pentru asta sau pentru alta. E regulă. Vegheați în ea cu mulțumiri. Deci până să se rezolve cazul, să nu ne-a rugat și comentăm. Doamne, îți mulțumesc că se rezolvă. Tu ești mai bun ca un judecător nedrept. Și acela, Doamne, rezolvă. Cum se poate să nu rezolvi tu? Îți mulțumesc, Doamne, că vei rezolva. Nu te las până nu o rezolvi. Altă referință, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Sub o altă formă e prezentată stăruința, rugați-vă neîncetat. E mai evident că nu poți să te rogi cu zi cu noapte, nu? Trebuie să dormi, trebuie să presezi alte activități. Cred că acest rugați-vă neîncetat înseamnă fiți tot timpul cu gândul și amintiți-i Domnului și în gând și prin cugetul,
prin meditația minții, Doamne, aștept de la Tine, Te rog frumos, ajută-mă, rezolvă situația. V-am dat ca exemplu pe Iacov, pe Iacov putem să-l luăm, din Genesa, nu s-a lăsat o noapte întreagă, pe Ilie, vreau să spun că scrie în Iacov, dar sunt multe exemple în Biblie. Iacov, dacă tot l-am amintit, ce a spus Domnului? Nu te las până nu mă binecuvintez. L-a lovit la coapsă, dar tot nu s-a lăsat. Este o cântare frumoasă. De poala ta, Iisus, mă prind. Și oricât ce rău am încercat, de-ar fi să sfâșii haina ta, eu tot nu mă desprind. Mă simt lovit, dar nu în vis. Mai am în viața mea un vis. O altă strofă spune, mă simt lovit, dar nu răpus, eu sper în gloria de sus. Fiecare strofă vrea să spună că îi vei aminti Domnului până când se rezolvă situația. Să ne dea Dumnezeu focul acesta care ne păstrează activi în rugăciune până când situația se rezolvă. Cheia e la noi. E undeva deasupra ușii. De fiecare dată trebuie mai învârtim o dată. La noi ușile învârtim de două, trei ori și se deschide, nu? La Dumnezeu văd că trebuie să învârtim de enori. E lungă încuietoarea pe acolo. Dar până la urmă se deschide. Poate nu-i vremea. Următoarea idee. De ce Dumnezeu întârzie? Că asta trebuie să ne gândim. Sunt mai multe motive. De exemplu, Dumnezeu poate să întârzie pentru formarea noastră spirituală. Când am avut noi probleme cu unul dintre copii, Duhul Sfânt i-a spus soției odată, femeie, te voi învăța stăruința. Întâi pentru cei din casa ta, ca apoi să te pot folosi să te rogi pentru alții. Și a stăruit, sora Dena. Pot să spun că ea nu e aici. Odată a postit 40 de zile una după alta pentru acea cauză, dar în astea 40 de zile a fost și când mânca numai a treia zi seara. Și tot nu s-a rezolvat încă la finele celor 40 de zile. Și iar a postit și iar s-a rugat. Și Dumnezeu i-a vorbit. Va dura atât. Și când s-a împlinit vremea, totul s-a rezolvat. Țin minte că a fost odată o vedenie, se vedea obiectul, sufletul care noi vroiam să-l scoatem de acolo, era încercuit și mână de om nu se putea apropia. Și Domnul a spus, la momentul potrivit, voi veni, îl voi scoate din încercuire și va fi pentru voi o bucurie. Și este, slăvit să fie Domnul. Da, a durat. Poate să dureze ani și ani, în cazul acela a durat 3 ani. Ani în care s-a stăruit, nu doar trecerea timpului, rezolvă problema. Uneori Dumnezeu nu rezolvă pentru că noi încă n-am înțeles voia Lui. Ea poate fi alta decât ceea ce noi gândim, credem, și Dumnezeu întâi trebuie să ne convingă. Dacă vă amintiți, a fost aici la Anvon un frate din Australia care spunea că a avut un copil bolnav și s-a rugat ca Domnul să-l vindece. E o rugăciune naturală pe care am rostit-o oricare. Dumnezeu avea în plan să-l duc. El s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat și ne spunea că în ultima noapte s-a rugat aproape toată noaptea, ultima noapte de viața copilului. Și dimineața, că rugăciunea este la urma urmei un dialog între noi și Dumnezeu în care în final se impune ori voia Domnului, ori voia noastră. Dar e indicat să biruie voia Domnului. A zis, Doamne, dacă vrei să-l iei, nu mai întind mâna, te las. În 15 minute a murit copilul. Dar nu l-a luat Domnul până când n-a ajuns să înțeleagă. Poate, de exemplu, se roagă un băiat pentru o fată sau invers. Doamne, îl vreau, îl vreau, îl vreau. Nu e pentru tine. Și Dumnezeu
Întârzie, 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 nu întârzie să-ți o dea, întârzie să te lămurească. Sau poate vrea cineva să facă o afacere și nu e indicat pentru el. Și el tot se roagă, Doamne, să se rezolve, să se rezolve. Dumnezeu poate să-i aducă în față niște situații și s-a întâmplat cu alții, să-i explice. Și în final omul să înceteze cu acea rugăciune. Amintiți-vă Domnul Iisus Hristos care se ruga în Ghețiman, Doamne, Tată, depărtează paharul acesta de la mine. Ce a fost Domnul Iisus Hristos? Și s-a mișcat Tatăl? Nu. În final cine s-a mișcat? El, omul care se ruga. Fiul lui Dumnezeu în acea situație. A spus zicilor, sculați-vă, se apropie vânzătorul, gata. S-a decis, am acceptat. De ce n-a putut să accepte fără cele trei rugăciuni intensive, prelungite? Este un exemplu și pentru noi. S-ar putea să fie doar o luptă spirituală. Nu e să fie de acord și citim pentru asta în Daniel capitolul 10. Când ne-am rugat odată aceea la tata și copilul pentru, și pentru mine, a fost o vedenie prin fratele Costică de la Izvin că un pansament era trimis să ajungă pe rana mea de la picior. Și un diavol cu un baston, așa ca o cioacă, ca un bătrân, într-una stătea de pază lângă piciorul meu să îndepărteze pansamentul. Scrie aici în Daniel 10 de la versetul 12, Daniele, nu te teme de nimic. Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai de pricina cuvintelor tale vine eu acum. În acest verset sunt amănunte foarte importante. El s-a smerit, a înțeles voia Domnului, se ruga pentru ceva ce era în acord cu voia lui Dumnezeu, dar atunci de ce a întârziat? Dar căpetenia împărăției perșilor mi-a stat împotrivă 21 de zile. Poate un demon să stea împotrivă mai multă vreme. Un an, doi. Eu știu, însă Mihailul Anicăpetenil, cine mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Deci, în văzduh, e o aglomerație de duhuri mai mare decât pe bulevard. Și cei ce urcă și coboară sunt poștași, sunt războinici, duc mesaje, aduc mesaje. E o bătălie. A fost o vedenie pentru unul din tinerii care ne rogam noi în urmă cu vreo lună prin fratele Ghiță Mocanu, era prins la un ham și diavolul fugărea și trebuia să facem un cerc și să îl strângem și să îl înghesuim spre o stâncă și apoi să poată fi oprită acea putere demonică, tânărul să fie eliberat din acel ham și să aibă pace. Deci, lumea spirituală sunt lupte intense și de durată. S-ar putea Dumnezeu să întârzie să ne rezolve situația și doar așa ca să ne testeze pe noi, să ne formeze, să vadă ce zicem, ce facem. Eu am văzut în viața mea când Dumnezeu a întârziat să-mi rezolve o problemă, m-a învățat la acea situație care vine în minte două lucruri, că am eu o vorbă. Dumnezeu, de regulă, cu un drum rezolvă măcar două treburi. Nu umblă doar cu o hârtie, umblă cu o mapă. Și când se duce într-o parte sau în altă parte, rezolvă și una, rezolvă și alta. Problemele noastre sunt întrețesute. Așadar să avem răbdare până când Dumnezeu ne dă răspuns. Amin? Și o a treia idee de aici, credința. Este factorul determinant care păstrează omul în condiție de stăruință și de ascultare a rugăciunii. Asta spune Domnul în final aici în Luca capitolul 18, versetul 8. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Asta se poate referi și la rugăciune și la sfârșitul veacului. Dar avem și alte referințe. De exemplu, cum ar fi 9 cu 23, Evanghelia după Marcu, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Tot în Marcu sunt niște versete care nici nu le înțeleg pe deplin. Marcu 11, de la versetul
22, în cazul smochinului blestemat, Iisus a luat cuvântul și le-a zis: aveți credință în Dumnezeu, adevărat vă spun că dacă va zice cineva mentul acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui și va crede că ce zice se face, va avea lucru cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să cereți că l-ați și primit și îl veți avea. Doamne, atât de simplu? Da, și uneori tot stăruim până când primim credință. Eu am visat când am avut odată o rană, că mi s-a spus. În vis a fost o imagine cum pe moment rana s-a închis și am auzit o voce: dacă crezi, ce se întâmplă? Cum ai visat? Și mi-au repetat în final, înainte de mă trezi din vis: asta se numește credință. Când m-am trezit dimineața, rana era acolo. Și am spus la câțiva care am întâlnit în zilele acelea: zic, nu trebuie să vă rugați voi să mă vindeți și Domnul, numai să vă rugați să-mi dea mie credință. Că după aceea mă descurc singur. Îmi spunea un frate bolnav de cancer din Oradea. Nu mai putea să se deplaseze, era la domiciliu, imobilizat. S-a rugat și a spus: Doamne, de ce nu vrei să mă vindeci? Am 7 copii, mai vreau să trăiesc. Și Dumnezeu i-a spus: tu acum te-ai putea vindeca, dar n-ai credință. Doamne, ce să fac să am credință? Citește vindecările din Evanghelie. A citit. Și dintr-o dată i-a fost stimulată credința. Și la un moment dat s-a pus eroare și a spus: Doamne, e clar, acum ești aici. Ori eu mă ating de mine, ori tu mă atingi pe mine. Deci ori eu de tine, ori tu spui mâna peste mine. S-a rugat vreo oră. Când a terminat rugăciunea, a simțit foame. El de luni de zile nu mai consuma decât sucuri de fructe. Avea un cancer în zona abdominală, pare mi se la stomac ceva. A mâncat și a pregătit soția pentru ceilalți. Asta e de vreo 8-9 ani. E în viață și acum. Credință. Singur rugându-se acasă: Doamne, mai avem noi o cântare, dă-ne și nouă credință. Dumnezeu să ne sprijinească, să ne bazăm pe cuvântul Lui. Și încheiem cu două afirmații, așa ca de obicei. Stăruința în rugăciune, așa privind peste toate pildele astea și în general peste ceea ce spune Scriptura, este susținută de conștiența dependenției noastre de Dumnezeu. Nu trebuie să ne fie clar că tot ce facem, Dumnezeu face. De aceea ne rugăm și nu ne lăsăm, conștienți că suntem într-o luptă spirituală și noi avem totală nevoie de Dumnezeu. Să ne întoarcem la Coloseni pentru a citi din capitolul 1 și apoi din capitolul 4, mai întâi capitolul 1 de la versetul 9. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Deci nu încetăm. Și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă portați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. Deci, trebuie să fim conștienți că în cele spirituale, în cele materiale, depinde de Dumnezeu. De aceea Pavel le spune: ne rugăm să puteți crește, să-i fiți plăcuți Domnului, să fie totul bine. Și în capitolul 4 scrie despre versetul 12, Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate El, roba lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Cu ce scop? Pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Apostolul și colaboratorii lui știau că stăruința pornește de la nevoia noastră totală de Dumnezeu. Nu putem face absolut nimic fără El. Cum s-a rugat Domnul Iisus la mormântul lui Lazar? Tată, știu că mă asculți, dar eu spun aceste cuvinte ca cei ce sunt lângă mine să știe. Nu fac nimic de la mine. Tu îmi dai puterea. Tu vei lucra și în situația asta. De aceea la orice slujbă începem cu rugăciuni, în orice activitate ne rugăm, conștienți că totul depinde de Dumnezeu. Dacă ne dă, este, nu ne dă, nu este.
Și în al doilea și ultimul rând, stăruința în rugăciune dovedește o persoană ce calități are și ne desăvârșește. Dacă nu avem destule calități, prin stăruința rugăciune ne formăm. Iată un text bogat în Iacov, capitolul 1. Citim de la versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi, să nu știți lipsă de nimic. Dacă vreuna între voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Versul 6, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască. Vedeți? Toate nevoile noastre, problemele prin care trecem, toate acestea ne formează. Dacă noi am primit de la Dumnezeu când ne-a spus prima dată, Doamne, te rog să-mi dai o nevastă bună, o casă și uite și lista. Până luna viitoare, fi totul rezolvat, că eu deja am invit prietenii. Și ce ar însemna asta? Să credem că Dumnezeu e un fel de slugă, tare bogat, care nu știe cui să facă donații și îi dăm noi idei. Nu, Dumnezeu vrea să ne dea, dar Dumnezeu e mai interesat decât să ne dea, să ne învețe, să ne formeze. Altfel, noi, bine. În Isaia 32 este iarăși un cuvânt bogat, pe linia stărinții 32, versetul 8. Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Deci stăruința te dovedește și te desăvârșește. Uitați-vă un copil mic. Plânge, dă cu mâinile, cu picioarele, că vreau jucărie. Și îl compătimim, nu? Are numai 2 anișori. Păi dacă și la 20 de ani te super că ți-a luat cineva jucăriile, atunci nu e normal, nu? Pentru că viața trebuie să ne formeze. Ți-a greșit cineva, n-a observat să te salute, n-ai răbdare. Dumnezeu trebuie să treacă prin probe, să te învețe, să rapsi. E suficient să-ți dea Domnul o boală. Să vezi cum te învață să rapsi, că n-ai ce faci, nu? Dumnezeu spune în Deuteronom capitolul 8 că s-a ocupat de evrei ca de copiii lui. Cum? Dându-le toate, nu? La prima comandă. I-a dus aproape până la limita înfometării, ansetării mai degrabă, că aveau ce să mănânce fiecare zi, dar setea e mai mare decât nevoia de pâine. De ce? Ca să-i smerească, să-i învețe, să-i formeze. Să mulțumim Domnului că este un mare maestru. Știe să se ocupe de noi. Și să știți că după ce așteptăm un lucru până să ne-l dea, după aia ne bucurăm mai tare de el, așa-i? Când îți dorești ceva, îți dorești, nu-l primești nici săptămâna asta, nici cealaltă, și o să-l primești la toamnă. Este ceva așteptat, Dumnezeu toate le face într-un mod interesant. Dacă numai Iosif în înțelepciunea lui, cum scrie în cartea Genesei, nu s-a descoperit dintr-o dată la frații lui, cum i-a zărit, veniți, veniți băieți aici, hai, băi, faceți loc, frații mei. Nu, trebuie să mai meargă o dată, trebuie să se ocupe de ei, să vadă, le-a dat un test înainte, să vadă dacă mai sunt gata să mai lase pe un frate. Au fost 12, s-au mulțumit că sunt 11, să vedem, vă place să rămâne 10? Nu, cu capul odată. A, băieți, înseamnă că discutăm altfel. Dar Dumnezeu cum procedează? Numele Lui să fie slăvit. Și să ne ajute Domnul să stăruim în tot ceea ce este după voia Lui și apoi să ne bucurăm când ne ascultă și când ne ajută. Amin.